Bine v-am găsit la horoscopul zilei de miercuri, 25 mai. Vreau să spun că aproape filmasem jumătate din horoscopul acestei zile, până m-am trezit să verific dacă s-a făcut filmarea și Mercur retrograd, nu e prima dată când îmi face lucrul ăsta, m-a lăsat fără baterii la microfon, astfel încât am filmat jumătate din horoscop fără sonor. Așa că o să o iau de la capăt. Păcat că spusesem niște lucruri interesante, poate o să mi le aduc aminte să le repet, dar asta face Mercur retrograd. Șicane, prostioare, uităm să punem, cum am pus eu, baterie în microfon, uităm să punem ceva care, de care depinde munca noastră. De exemplu, dau un exemplu, nu se mai întâmplă lucrul ăsta cum era pe vremuri când făceam fotografii și nu puneam film în aparat și făceam poze și ne trezeam că am făcut 100 de poze, dar nu se mai termina odată filmul ăla. Eu am prins filme, fotografii pe film, pe peliculă vreau să spun, și am pățit-o chiar la o nuntă să mă trezesc că trebuia să fac niște fotografii și să văd că nu mi s-a tras filmul în aparat. Ceva de genul ăsta ne face Mercur. Șicane, prostioare, năstrușnicii, dar suficient cât să enervăm. M-am enervat așa un pic că mai este și un Marte care intră acolo în berbec și la capitolul nervi o să stăm toți un pic așa cam pe cu capsa pusă, așa că am să mă opresc un pic să verific dacă s-a făcut filmarea și până acum și voi intra în povestea zilei de miercuri, 25 mai, o zi cu un Marte la pragul zodiei sale pe care o guvernează și clar că de acum încolo o să-și lase amprenta foarte intens. Gata, am verificat. Merge banda, așa că să vorbim despre un Marte în berbec. Foarte interesant momentul, pentru că își schimbă vibrația foarte tare. Este o săptămână cu două schimbări de vibrație. Tocmai de-aia vă invit să vedeți și horoscopul săptămânii, că nu numai Marte își schimbă vibrația, ci și Venus. Și fiecare dintre aceste două planete intră în zodia pe care o guvernează. Marte guvernează berbecul și intră în berbec, iar peste câteva zile Venus guvernează Taurul și intră în Taur. Și Marte și Venus ce sunt? Sunt simbolul masculin și feminin din viața noastră, a tuturor. Bărbatul și femeia se simt bine, sunt așa cum sunt ei, dați de sus. Până acum, un Marte în pești, posibil să fi făcut bărbații mai docil, mai pasiv, mai cuminți, mai în banca lor. Clar că intrând în zodia lor expansivă o să se manifeste masculin, bărbătește. Așa cum le e firea. În timp ce femeile, cât timp a stat Venus în berbec, au fost ele bărbatul în casă. Ele au fost autoritatea, ele au fost curajoasele, ele au fost energicele. Acum, mai bine zis, peste câteva zile când va intra Venus în Taur, vor redeveni femei, vor redeveni feminine, vor redeveni factor din umbră. Foarte important, o să fie foarte senzuale, foarte plăcute, feminine, ce să mai vorbim, în timp ce bărbații redevin ei înșiși puternici și până în iulie, cât va sta Marte aici în berbec, o să simțim energie din nou, o să avem din nou benzină rezervor, chef, curaj, inițiativă, dorință de a ne afirma, voință și încăpățânare, dar o încăpățânare de aia în care vrem musai să ajungem acolo unde ne dorim. Mai spuneam în introducerea care mi-a scăpat și care n-am putut să o registrez, spuneam de faptul că de pe la începutul anului Venus și Marte au fost foarte multe luni în aceeași zodie. Au trecut împreună simultan prin Capricorn, împreună simultan prin Vărsător, împreună simultan prin Pești și iată, pentru foarte puțin timp, undeva între 25 și 28, pentru că pe 28 Venus părăsește berbecul, vor fi simultan în berbec. După care Venus prinde viteză și nu se mai uită înapoi încă niște luni până când în sfârșit o să se mai regăsească, dar asta peste vreun an probabil Marte și Venus vor mai fi din nou prin aceeași ogradă. Dar au conlucrat foarte bine, de pe la începutul anului Venus și Marte, femininul și masculinul, au conlucrat bine, o să-mi spuneți că v-ați certat cu soțul, v-ați certat cu iubirea. Da, se poate, bineînțeles, depinde de harta fiecăruia, dar totuși a existat o comuniune. Femeia și bărbatul au avut
trecător, perioade, aceeași vibrație. Au avut aceeași vibrație în Capricorn, aceeași vibrație în Vărsător și tot așa până acum câteva zile doar atât aceeași vibrație în Berbec. Bun, poate genera și tensiuni așa o vibrație. Femeia fiind foarte încărcată cu energie masculină, s-ar putea să-și dorească autoritate, supremație și bărbatul care vine și el să-și arate forța, s-ar putea să iasă și cu niște tensiuni pe acolo. Dar și pasiune, dar și foc, dar și atracție, dorință între cei doi. Măcar până între 25 și 28, cât va fi aglomerație de planete în Berbec, e un moment ideal să începem ce n-am început, să spunem ce n-am spus. Pentru că un Marte în Pește a fost destul de pasiv, de în banca lui, așa, parcă în planul 2, poate un pic eclipsat. E, acu are curaj să arate cine este, ce bai, dă și cu ușa de perete. E voluntar un Marte în Berbec, cu multă patimă. Deci cam până prin iulie tot o să fim îndemnați să luăm Berbecul de coarne și să facem lucruri pe care n-avem curaj să le facem. Avem curaj. Momentul să deschidem uși, momentul să deschidem cărări neumblate, să încercăm ce n-am încercat, să facem acele lucruri pentru care, da, nu am avut curaj. Până pe 28 va fi un mănunchi de planete în Berbec. Odată cu intrarea lui Marte în Berbec astăzi, și Luna este acolo, deci Luna și Marte trec simultan podul acolo în Berbec. Astfel încât, iată, câteva zile, între 25 și 28 vor fi patru planete în Berbec, Venus și Jupiter deja erau acolo și acum mai vin Luna și Marte. La sfârșitul săptămânii se risipește energia, vor rămâne două din patru, acum vor rămâne două planete aici și am vorbit despre acest eveniment în horoscopul săptămânii, că rămân Jupiter și Marte, două planete expansive, energice și care cine știe ce bombă aprind. Vedeți horoscopul săptămânii să vedeți ce am spus despre conjuncția rarisimă dintre Jupiter și Marte și despre care bineînțeles că voi mai vorbi și la horoscopul din weekend. Deci cam asta este energia momentului, foarte vie, foarte activă. Puneți mâna pe unelte și începeți să faceți lucruri pentru care înainte n-aveți energie, chef, poate o aventură nouă se deschide, poate o pasiune nouă, poate o acțiune nouă, că Marte este planetă de acțiune și Marte în Berbec, pe lângă faptul că este încărcat la maximum de energie, este și într-o zonă a începuturilor, a inițiativelor. Ideal ar fi să luați, să aveți curajul să faceți lucruri noi, în ciuda unui Mercur retrograd. Nu putem evita toată retrogradarea lui Mercur. El va fi retrograd până încă vreo săptămână de acum încolo, sau poate chiar două. Deci nu o să stăm degeaba. Ar fi păcat să pierdem atâtă energie de Marte doar zicând că e Mercur retrograd. Nu putem evita. De aceea bine ar fi să vă gândiți ce vreți să porniți, ce vreți să înceapă în viața voastră și să-i dați drumul acum în trombă. Înainte de a începe pentru fiecare zodie să vorbesc despre data de 25 mai, nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe site. Există horoscopul săptămânii pe rol, există multe alte filme, oracolscop, a venit timpul să, mesaje de eclipsă și atâtea altele pe care tot vă invit să le vedeți. Ați văzut că am schimbat un pic și registru, nu vă spărați pe mine, asta sunt eu, asta, cu asta defilez, îmi place să mă și joc, sunt un om cu umor, așa că una din condițiile de a mă urmări aici sau pe TikTok, pentru filmele alea separate, care nu fac parte din zona serioasă a astrologiei, acolo condiția necesară și suficientă este să aveți simțul umorului. Că eu îl am și vreau să vi-l împărtășesc și prin acele mici filmulețe pe care le-ați văzut. N-am înnebunit, așa cum mi-a spus cineva, dar ce-am pățit, nu, n-am pățit nimic, ci din potrivă, așa sunt eu, dar n-ați văzut până acum. Gata, din acest moment vă invit să căutați jos în descriere minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală și ascendentă și mergeți direct acolo să vedem ce șut ne dă la fiecare Marte în Berbec. O zi activă să aveți! Pentru voi, berbeci, clar că începe aventura anului.
Sau poate mai mult decât a anului, pentru că Marte n-a mai fost la voi în zodie de vreo 2 ani și atunci, ultima dată când a trecut pe aici, a stat mult. A stat vreo 6 luni, ceea ce e mult. Dar acum, clar că vine cu o energie un pic copleșitoare pentru voi. Destul că aveați acolo două planete, acum încă două, parcă e prea de tot. Și ăsta e sentimentul pe care l-aveți voi de prea plin. Pe o agendă probabil deja încărcată, că aveați multe de făcut, vă mai treziți și cu sarcini în plus, responsabilități în plus, complicații în plus, peste puterile voastre la momentul ăsta. Nu deocamdată, probabil vă trebuie câteva zile să vă obișnuiți cu noua energie a unui Marte în zodia voastră sau poate chiar așteptați să iasă Venus de aici. Probabil cam de săptămâna viitoare o să începeți să intrați în forță în noile voastre proiecte. Acum, tendința este aceea de a vă eschiva, de a vă fofila, de a căuta scuze, să nu preluați niște sarcini noi care apar și unele s-ar putea să fie obligatorii, nu le puteți amâna. Vă dă șeful ceva, trebuie să faceți ceva acasă, trebuie să faceți ceva, trebuie, ăsta e cuvântul, trebuie. Face parte de pe lista voastră de îndatoriri. Dar veți găsi, vă învârtiți voi în așa fel încât să le pasați, să le delegați la alții, să nu le faceți, mai bine zis, că n-ați vrea nici să le rasoliți, pentru că fiind atât de obosit, copleșit, tras în atâtea direcții, s-ar putea să le cam așa luați pe repede înainte și ceea ce poate genera, bineînțeles, greșeli sau calitate inferioară a muncii depuse. Preferați mai degrabă să găsiți scuze, mici minciunele, așa, prin care să nu preluați aceste sarcini. Nu deocamdată. Probabil peste câteva zile o să vă luați tot ce stă în puterea voastră, tot ce trebuie făcut, folosesc cuvântul trebuie pentru că trebuie înseamnă obligație, dar deocamdată găsiți voi motive. Sunt bolnav, nu pot acum, tot felul de mici scuze care o să meargă, o să țină, o să fiți crezut pentru a nu vă împovăra mai mult decât puteți duce deocamdată. Taurii sunt într-un moment de programare a unor proiecte de viitor, dar simțiți un fel de schimbare de ritm în aceste planuri, proiecte. Erau niște proiecte care știați că urmează un anumit tipic, o anumită înaintare, aveau o anumită viteză pe care o acceptați, vă plăcea. Ziceați, gata, lucrul ăsta se desfășoară și durează, nu știu, 3 săptămâni de acum înainte, un anumit proiect. Sau peste 3 săptămâni voi ajunge la rezultate. E, se mișcă un pic acest Marte, își schimbă vibrația și vă pistonează. Cineva vă împinge de la spate, cineva începe să vă preseze, timpul, bineînțeles, sau altfel de condiții. Ceea ce înainte putea să dureze mult și bine, dintr-o dată nu mai aveți mult și bine la dispoziție, ci trebuie pe repede înainte. E o creștere a vitezei. Din viteza a doua, unde mergeați ușor, ușor, dintr-o dată mașina voastră trebuie să treacă într-o viteză superioară, ceea ce înseamnă nervi, grabă, stres, agitație, bătaie de cap, poate și insistență din partea altora, hai mai repede, hai mai repede, ce te miști așa de greu. E, totuși, graba asta, știți foarte bine, graba strică treaba, pe voi vă scoate din calmul vostru, din tipicul vostru, nu prea vă place așa să fiți împins de la spate. Bun, motivat, sigur că vă place să fiți, dar nu și înghiontit. Pentru că atunci când sunteți înghiontit, grăbit cumva și nu vă puteți adapta la această viteză, s-ar putea să și greșiți, s-ar putea să reacționați. Dar va trebui cum necum să vă refaceți agenda pe câteva zile de acum încolo și ceea ce trebuia să se desfășoare într-un ritm plăcut vouă, acceptabil, voi trebuie să apăsați un pic pe accelerație și să mai grăbiți lucrurile, dar cumva obligat de niște condiții care s-au schimbat. Probabil și un Mercur retrograd a schimbat ritmul, acest Marte care intră într-o zodie de foc, pune paie pe foc, deci dintr-o dată
începe sângele vostru să circule mai repede în interior. Voi, gemenii, sunteți un pic debusolați, dezamăgiți, probabil de faptul că v-a părăsit Mercur. Și zic asta pentru că zilele trecute când l-ați primit la voi în zodie, sigur că v-ați bucurat. Wow, a venit tăticul acasă, că Mercur este tăticul vostru. Și nici nu v-ați obișnuit bine cu el, nici nu l-ați îmbrățișat bine, că el s-a întors în taur. Și vă simțiți un pic debusolat, trădat, abandonat, v-ați agățat de acest Mercur la momentul respectiv și când colo fâs, s-a desumflat bucuria voastră. E o mică dezamăgire. Se vede că parcă bateți în retragere, se vede că nu mai sunteți atât de activ, de implicat într-o anumită activitate care părea să înceapă foarte bine. V-ați pierdut interesul. Normal, dacă a apărut un prim hop, dacă întâi vi s-a arătat prăjitura și vi s-a luat înapoi, nu mai aveți chef nici de prăjitură, nici de nimic. Vă piere cheful. Nu-i nimic dacă locul ăla în care vă uitați voi cu atâta încrâncenare și ăla era plecarea lui Mercur și plângeați după el și regretați, vai de mine, am rămas fără resursa principală, din altă parte vine altă resursă. Totul e să o primiți, totul e să o acceptați, că aveți tendința asta de bosunflare, de altceva nu mă interesează, ostilitate, sunteți reticent la orice altă variantă care apare. Dar apare. Apare un înlocuitor, bineînțeles. Legea compensației funcționează. Nu merge varianta A, sigur apare varianta B. O să meargă și varianta A, dar probabil trebuie să se întoarcă Mercur cândva în zodia voastră și n-aveți altceva decât să vă mulțumiți cu ce apare în schimb. Sigur, unii nu o să fiți mulțumiți, dar alții o să vă agățați așa un pic cu ghearele, ca de un colac de salvare, ca de un compromis necesar în momentul de față. Poate primiți, sau mai bine zis, ați trimis în univers niște întrebări de astea, bun, și eu cu ce fac? De unde scot resursa aia cu tare, cu tare, care nu, pe care nu le mai am? Și cumva vin ajutoare din afară. Primiți multă susținere. Totul e să vă uitați un pic în jur, că aveți tendința așa de a vă pune cenușă în cap, doar pentru că de acolo, de unde voi așteptați, marea cu sarea nu vine și poate că un tren trece prin gară atunci și nu-l vedeți, tocmai pentru că vă uitați după ăla care deja se îndepărtează. Racul nu prea poate coopera astăzi cu niște persoane din preajma sa, pentru că fiecare tabără implicată în această activitate comună o cam ține pe turta lui. E o încăpățânare acolo. Clar că voi sunteți printre cei mai ambițioși în perioada asta. Aveți pe Marte în cea mai înaltă poziție, deci voi aveți un fel de drept, așa, parcă dreptul de a avea dreptate, dreptul de a da altora ordine. Vă simțiți important și poate chiar meritați acel drept suprem de a vă arăta valoarea. E o doză de ego, da, de orgoliu foarte puternic acolo. Voi o țineți pe a voastră și cel mai probabil chiar aveți dreptate și tocmai de aia nu o să renunțați la punctul vostru de vedere, chiar dacă asta înseamnă a vă enerva, chiar dacă înseamnă a vă certa, a mai ridicat tonul pe aici, pe acolo, dar aveți colaboratori în preajmă care nu prea acceptă. De ce nu acceptă? Pentru că și ei cred același lucru. Ba nu, eu. Nu tu ai dreptate, eu, deci acest ba nu eu o să se simt așa pe anumite planuri și în cuplu, și în familie, și între frați, și în meciul, dacă jucați un meci de tenis, fiecare o trage pe a lui care are dreptate. Și de-aia greu veți ajunge la o înțelegere cu tovarășul de pase la meciul ăsta pe care o să-l țineți. Se naște o dispută acolo. Celălalt tace, nu înțelegeți ce vrea să spună, e închis în el, ceva de genul, nu vorbesc cu tine. E un fel de ostilitate veți simți din partea celuilalt, pentru că nu e de acord cu voi, cum nici voi nu sunteți de acord cu el. Și normal că atunci când fiecare consideră că adevărul suprem e la el, se naște o adversitate, o animozitate, pe care greu de crezut că astăzi o veți ține sub control, încât cineva s-ar putea să se supere,
așa ca văcarul pe sat, o să își ia jucăriile să plece, o să oprească dialogul, ceva, cum am zis mai înainte, nu discut cu tine, n-am cu cine discuta, o ții pe-a ta, ești un încăpățânat și voi puteți spune asta, dar și celălalt s-ar putea să spună la fel. Dar cel mai probabil, cel care are cea mai mare șansă de victorie sunteți voi, că aveți patru planete în cea mai înaltă poziție, într-o zonă de foc, într-o zonă de autoritate, într-o zonă de a vă impune punctul de vedere, deși nu e genul vostru. Voi nu sunteți atât de agresivi. Există o agresivitate încă. Probabil atât de tare credeți în punctul vostru de vedere sau în poziția voastră în situația respectivă, în conflictul respectiv, încât nu vă lăsați nici voi cu una cu două. Voi lei, o să folosiți energia asta de berbec pentru niște planuri de viitor și pot fi diverse tipuri de planuri. Unii s-ar putea să aveți niște gânduri mărețe de natură educațională. Să vă înscrieți la un curs, să învățați ceva nou, să vă apucați de ceva nou, deși sunteți conștienți că va dura acumularea de noi informații, cunoștințe, experiențe. Unii poate vă gândiți la niște cursuri, la o școală, la învățarea unei noi meserii, cumva sub jurisdicția cuiva, sub ocrotirea cuiva, poate aveți acolo un fel de mentor, profesor, îndrumător, coordonator, cineva care știe și care e acolo să vă împărtășească din experiența sa și sunteți avid de a capta de la acest om tot ce se poate capta. Se nasc niște ambiții fantastice în mintea voastră. Vise de creștere, de ascensiune, de creștere ierarhică, de schimbare a jobului cândva în viitor, poate nu imediat în perioada imediat următoare, dar probabil unii sunteți conștienți, v-ați setat un mare obiectiv, dar vă dați seama că încă nu aveți toate resursele să ajungeți la acel obiectiv. Și de aia unii acum adunați instrumentele, adunați resursele necesare pentru acel mare succes cândva. Probabil succesul ăsta o să-l simțiți mai degrabă anul viitor, dar de pe acum parcă pregătiți terenul. Învățați ceva, adunați niște certificate, atestate, documente, acele resurse de care vă veți folosi atunci. Și sunteți mulțumit, sunteți motivat, sunteți stimulat de ceea ce învățați, descoperiți. Poate sunteți și apreciat, poate sunteți foarte susținut de acel, hai să zicem, îndrumător care vede în voi valoarea, vă laudă, da, este și un ego foarte bine motivat acolo. Cineva chiar vă spune, bravo, ești cel mai bun, poate sunteți dat de exemplu, poate sunteți voi îndrumătorul, deschizătorul de drumuri, capitanul de echipă care îi trage pe alții după el, poate protectorul sunteți voi și asta e posibil. Ori aveți pe cineva deasupra care vă învață și vă trage, o locomotivă și voi sunteți unul din vagoane sau tamam pe dos, voi sunteți locomotiva și la locomotiva voastră sunt atașați și alții care au de câștigat, de învățat, de pe urma asocierii cu voi. Alții s-ar putea, dacă nu sunt chestiuni de natură educațională, cum i-am zis, cursuri, conferințe, informații adunate, unii poate pregătiți o viitoare călătorie și, cine știe, poate ieșiți chiar din săptămâna asta cu un bilet cumpărat, cu niște rezervări făcute, cu dorința de a vă cumpăra o mașină, da, nu e tocmai cea mai bună favorabilă cu un Mercur acolo retrograd, dar unii probabil deja sunteți în niște demersuri pentru cumpărarea unui vehicul, să zicem așa, motocicletă, de exemplu. Sau unii aveți chiar șansa de pregătire a concediului pentru la vară deja. Deci e o dorință voastră parcă de a evada și lăsați un pic visul, imaginația să vă ducă pe alte meleaguri unde vi se pare că va fi mult mai frumos. Numai că probabil va fi ceva mai încolo atunci când o să aveți concediu. Fecioarele, voi vreți să începeți ceva nou, dar ceva vă spune, da, e ușurel. Există această fantastică energie de berbec care, da, vă dă apă la moară, hai, apucă-te, dar în același timp există niște frâne. Frâne de la Mercur, retrograd, care este chiar guvernatorul vostru, deci e un elan tăiat ce simțiți voi acum. Vreți,
dar mai bine nu. S-o fac, dar mai bine nu. Faceți un pas, ceva vă trage înapoi. Apar, sau poate ați și început deja o acțiune, nu de mult, și acum apar primele amânări, întârzieri, hopuri, conform unui mercur retrograd. E, și cu această frână trasă sau cu ghileaua asta de picior, nu prea vedeți o creștere foarte vie, foarte intensă. Sunt pași foarte mici, aproape insesizabili. Dar vă convine acest ritm, hai să zicem, mai scăzut. Că e cam pe ritmul vostru. E un ritm așa mai colentoare, productivă. Vă nu prea vă place energia de foc a berbecului. Nu prea e genul vostru. E o energie care de multe ori pe voi vă poate face să și greșiți. La voi berbecul este într-un sector al patimii, al riscului, al lucrurilor pe care uneori nu le puteți voi controla și poate vă e și teamă să vă jucați cu focul. Cam ăsta e sentimentul. Nu vreți să vă jucați cu focul și de aia sunteți extrem de prudenți, precum vă e zodia. Suflați și în iaurt, pași mici, nu mă arunc, poate chiar voi sunteți cei care umblă din potențiometru acolo și nu dă drumul la focul ăsta să pârjolească. Poate e un proiect care pe altcineva l-ar fi împins în față, ar fi fost foarte motivat, foarte dornic să meargă mai departe, dar nu și pe voi. Voi ziceți, da, am timp, de ce să mă grăbesc, de ce să investesc totul în prima zi, de ce să mizez totul pe carte, dați dovadă de foarte multă înțelepciune, ținând sub control această fantastică energie de foc. La voi focul e așa manevrat din butoane, încât să nu-l investiți pe tot în cine știe ce acțiune care să facă fâs foarte repede. Balanța. Voi s-ar putea să aveți o dispută cu cineva dintr-o generație total diferită vouă. Se vor naște conflicte între părinți și copii, sau nu neapărat conflicte, poate chiar și niște provocări. Aparent poate să fie o tovărășie acolo, o colaborare, o discuție față în față la urma urmei, dar din care fiecare o ține pe-a lui. Cel tânăr zice că are dreptate, cel bătrân zice că are dreptate și iese cu mici animozități. Se dezechilibrează un pic balanța voastră. Fiecare consideră că dreptatea e la el, dar dacă cele două tabere ar fi un pic deschise către a o asculta cu adevărat pe cealaltă, către reciprocitate, către cooperare, fiecare avea ceva de învățat. Bunicul de la nepot, tata de la fiu, fiul de la tată, elevul de la profesor, profesorul de la elev. E un schimb acolo reciproc avantajos, dar sigur că prima reacție este, dar ce știi tu, că ești tânăr, dar ce știe el, că e bătrân. E o reticență inițial care se simte într-o astfel de confruntare între generații, pentru că da, se întâlnesc două timpuri, două energii foarte diferite. Trecutul cu viitorul, ce să mai vorbim? Cei trecuți de 40 de ani cu cei în primele ani de viață, în care clar, fiecare consideră că știe. Bătrânul, maturul, hai să zicem așa, zice, eu am experiență, ce știe puștiu, că uite prin câte am trecut eu, pe vremea mea, puncte, puncte, pe când puștiu zice, nu mai e ca pe vremea ta, tataie, e ca pe vremea mea și am întâietate și am supremație. E, voi sunteți într-una din aceste tabere, ori cea bătrâncioasă, ori cea extrem de tânără, dar care, din care, din această întrevedere, dacă fiecare ar pleca un pic ureche, așa, cu un dream de înțelepciune, fiecare ar ieși din această confruntare cu un răspuns, cu o motivație, cu învățătură preluată de la celălalt, dar prima reacție, clar, cu un marte acolo în berbec, unde înseamnă ego, înseamnă încăpățânare, înseamnă îndărătnicie, foarte posibil cele două tabere să nu ajungă, cel puțin deocamdată, la niciun consens. Scorpionul, pe voi vă preocupă niște chestiuni materiale. Și când zic materiale, nu mă refer neapărat la bani. Aveți nevoie de niște resurse. Aveți nevoie de o baterie, între ghilimele ce zic eu acum, că voi aveți aparatul
dispozitivul vostru, și voi sunteți dispozitivul, are nevoie de o baterie, dar cu ceva anume, cu o resursă anume, care vă lipsește, vi s-a terminat, nu mai e valabilă, ceva s-a întâmplat cu bateria dispozitivului vostru. Ori bateria asta poate să vină de la altcineva, un coleg, un colaborator, un furnizor, un prestator de servicii, deci trebuie să găsiți persoana potrivită, firma, situația potrivită care să vă dea acest lucru care vă lipsește vouă. Aveți nevoie de un răspuns, aveți nevoie de un serviciu făcut, voi nu puteți, nu știți. Vi s-a stricat mașina, clar că trebuie să duceți în service, vă s-a spart o țeavă la baie, clar, trebuie să chemați instalatorul. E, asta veți căuta din plin acum, cu un dram de insistență, dar poate și un pic strâns cu ușa, așa, s-a stricat mașina hodorong-trong, s-a spart țeava la baie hodorong-trong, deci chestii de-astea neprogramate, normal, și de-aia vă ia pe nepregătite, dar vă și irită, vă stresează, sunteți peste poate de stresat că na, s-a întâmplat neprevăzutul, care vă strică planurile, voi aveați cu totul alte planuri, poate chiar dacă era vorba de bani, de exemplu, voi aveați niște bani și vroiați să faceți ceva și când colo, faptul că s-a stricat mașina, zic și eu, clar că banii aia trebuie să se ducă în service să rezolvați mașina. Deci e așa o schimbare de giruiet, o schimbare de macaz. Voi aveați niște planuri foarte interesante și credeați că o să meargă ca unse și când colo ceva bate vântul de fapt și schimbă girueta în direcția cealaltă, dar în direcția cealaltă înseamnă consum de resurse, căutare de resurse, bun și acum eu ce fac, stres, nervi, agitație, tot acâmul, că nu o să scăpați fără un dram de stres, dar clar că veți găsi soluții. Se iveți cine știe de unde, găsiți firma să vă rezolve mașina, găsiți ajutor, găsiți cam tot ce aparent vă trebuie, așa, pe nepusă masă, până la urmă vă, cu un pic de amânare, că mai există și un Mercur retrograd acolo, o să reușiți să duceți la îndeplinire ce v-ați propus pentru astăzi. Voi, săgetătorii, o să aveți cele 4 planete de zilele astea într-un sector al plăcerii vieții, la urma urmei, a bucuriei vieții. Dar cred că înainte de a da drumul la niște aventuri noi, că da, poate fi și un sector al pasiunii, al lucrurilor cărora să le dați un pic de foc în sobă, probabil voi sunteți într-un moment de finish, ceva se termină. Dar nu aveați curaj să-l terminați. Tot ziceați, nu acum, nu acum. O relație, nu pot să ies din relația asta. Cum să-l dezamăgesc? Cum să plec? Cum să... Era o frică de a face ceva. E acum, cu Marte acolo în berbec, aveți curajul de a face ce n-ați făcut înainte. Dar pentru voi, deocamdată, nu este curajul de a începe ceva, ci este curajul de a termina ceva, de a încheia un capitol, de a ieși dintr-o relație, de a ieși dintr-o poveste, de a pleca dintr-un loc. Vă trebuie curaj și pentru așa ceva, normal. Nu e doar curajul de a, gata, mă arunc în ceva nou, nu. Curajul de a și termina ceva vechi, să zicem așa. Un capitol care nu se mai încheia, tot trăgeați de timp, tot cineva trăgea de timp, tot nu apăreau condițiile favorabile finalului, dar iată că apar acum. Cu inima un pic ruptă, cu suferința cuiva în toată povestea asta, cu regrete acolo, cu oare s-o fac, oare e bine, oare nu e bine, clar că este și un dubiu fantastic cu privire la ce se întâmplă acolo, dar pe de altă parte ceva vă spune, trebuie. Trebuie ca să rezolvați o stare de tensiune, e ca și cum păstrați o situație tot resuscitând-o. Ea era pe moarte, dar tot o resuscitați. Din când în când îi mai dădeați un pic de apă vie. Hai, mai merge un pic, hai, mai merge un pic. Ei, se pare că ajungeți la concluzia înțeleaptă că mai bine punct decât să mai resuscitați din când în când. Probabil nu mai aveți nimic de câștigat și aici nu vorbesc neapărat de iubire. Poate pentru unii e vorba și de iubire, o iubire pe care tot ați
tras-o și ați tergiversat lucrurile. E, lasă că mai merge, lasă că mai merge. Dar poate fi vorba de orice altceva. E, și este ceva în care voi ați investit multă energie, pasiune, plăcere, iubire, lucruri în care a spus tot sufletul din voi. Dar v-ați dat seama că n-a ajuns la rezultatele scontate, că n-a fost decât consum inutil de resurse fără să câștigați nimic din povestea asta. Da, o afacere, o activitate din pasiune făcută pentru bucuria voastră, plăcerea voastră, unii vă dați seama că ați consumat bunătate de timp, de energie, de iubire, de cine știe câte resurse și mai bine terminați. Că resursa aia, cine știe, după o vreme s-ar putea să o puteți trimite în altă direcție. Că e abia începutul unui Marte acolo. Deci clar că se naște o altă pasiune, se naște o altă atracție, se naște altă aventură la orizont. Dar nu vă puteți arunca în noua aventură cât timp cea veche e așa, e pe moarte, dar parcă nu vă vine încă să o îngropați. Pentru Capricorn, vine de urmă o soluție. Erați implicat într-o situație cu două fețe, două direcții, ba era, ba nu era, ba mergea, ba nu mergea, ba o vroiați, ba nu o vroiați, erați foarte oscilant din punctul ăsta de vedere. Probabil e o situație pe care multă vreme a fost așa ca într-un carusel. Acest ba da, ba nu a fost un carusel și probabil nu o singură dată ați trecut de la da la nu, de la o fac, nu o fac, de la merge, ba nu merge. Și tot i-ați, așa ca, cum am zis, caruselul ăla iar pornea și iar pornea și iar pornea. Era ceva cu repetitivitate în viața voastră. O relație înainta, scădea, creștea, murea. O afacere, o activitate. Deci era ceva așa cu, ca un perpetuum mobile, dar n-ajungea nicăieri. Se învârtea în cerc, ca un hamster în rotiță. E, vine această schimbare de registru care pune trecutul într-o altă lumină. Și parcă ieșiți din soft, din program. Mașinăria aia voastră, caruselul al vostru mergea după un soft de la care nu v-ați abătut și de aia era repetitivitate. Același lucru se repeta iar și iar. Același tip de relație, același tip de eșec, același tip de job, același tip de final, totul era la fel. Iar și iar și iar, a câta oară, cine știa câta oară. E vine ideea asta, inspirația că mai nu pot obține alte rezultate. Normal că voi repeta aceeași poveste iar și iar dacă eu merg pe același soft. Calculatorul, dacă îi puneți softul să ruleze, el aceleași rezultate vă dă. Nu o să schimbe, nu-i vine lui ideea să schimbe ceva în soft să vă dea alte rezultate. Același lucru veți obține. O rutină, o programare repetabilă. E, dar vine ideea să schimbați ceva în softul ăsta, în lucrurile pe care le făceați așa, cine știe de câtă vreme. Le făceați pe de rost, era plafonare, era obișnuință, era un tabiet. E, vine nou, vine schimbare. Și clar că o cifră schimbată în algoritmul calculatorului schimbă toată programarea. Și încep să apară alte roade. Asta vă trebuia, un suflu proaspăt, să încercați ceva ce n-ați mai încercat. Pe ceva, voi fiind o zodie riguroasă, care ține cont de reguli, regulamente, legi, cadre foarte exacte, foarte precise, normal că nu vă plăceau abaterile. E totuși acum ceva vă spune, dar totuși ce-ar fi să mă abat un pic de la lege, de la cadru, fac altceva decât ce făceam înainte. Mă duc pe alt drum decât cel de până acum. Folosesc alte instrumente decât cele de până acum. Deci schimbați o mică dată a problemei. Nu schimbați toată casa. Schimbați ceva. Și normal că încep să se arate alte rezultate. Și vă uimește lucrul ăsta. Probabil cineva vă inspiră. Hai, fă și așa. Poate primiți un sfat. Poate sunteți obligat. Poate rigoarea aia pe care urmați voi astăzi nu poate fi aplicată și de aia ce fac? Ia să folosesc un mijloc de rezervă. Nu-mi convine, dar îl folosesc. Și când acolo se schimbă lumina, registru, ritmul, direcția, rezultatele, totul, ceva, nu vor fi schimbări colosale, dar normal că începe să vă gândiți, măi, dacă o mică schimbare mi-a adus asemenea vibrație nouă în viață, dacă eu aș face o schimbare și mai mare,
și probabil o să vă gândiți la asta în curând, clar că rezultatele vor fi colosale. De aceea veți implementa această nouă idee care vine, cine știe de unde, așa un pic într-o doară, un pic de când aveți încotro bine, fac și așa un fel de lehamite o să aplicați voi, dar o să vedeți că dă roade. Vărsătorii, pentru voi se agită un pic spiritele în plan relațional, încât o relație din viața voastră s-ar putea să dea un pic în clocot. Orice fel de relație. Relația cu vecinul, relația cu colegul, relația cu prietenul, relația cu fratele. O relație se poate transforma într-o dispută acolo. Care pe care? Care e șeful? Care are dreptate? Probabil și un pic agresivă. Probabil se și spun niște vorbe acolo destul de aspre. Poate încep reproșurile, ai zis, ai făcut, ba nu, ba da, tot felul de lucruri nu tocmai drăgălașe vin din relația asta cu voi. Foarte posibil voi să fi fost o vreme foarte tăcuți, ați ținut în voi așa, nu spun. Probabil aveați multe să-i spuneți cuiva și acum se mișcă lucrurile altfel încât s-ar putea să începeți o dispută cu acuze de acum 10 ani, că ai spus, ai făcut, n-ai spus, n-ai făcut, ai promis, m-ai dezamăgit, deci tot felul de trecere în revistă, probabil, că e și multă energia trecutului care se activează, probabil e vremea să scoateți un pic de la naftalină, cine știe câte frustrări, emoții negative, suferințe, întrebări, treburi nerezolvate, treburi nevindecate, regrete, resentimente, mai ales alea cu iz ușor negativ, agresiv. Se poate naște un conflict acolo, se pot spune din nou cuvinte dure, s-ar putea să vă pierdeți cumpătul, s-ar putea să reacționați și voi un pic violent, ca și celălalt cu care vă certați, poate fi în orice tip de relație, dar nici voi nu vă lăsați. Marte ăla vă irită un pic, dar probabil vă dă și curajul să spuneți lucrurile pe nume, ce n-ați făcut înainte, ce n-ați zis înainte, că sunteți acolo ca o oală sub presiune. Ziceați că într-o zi tot am să spun, tot am să răbufnesc. Și probabil a cam venit vreme. Mai e timp și până la sfârșitul săptămânii, n-aveți grijă, că n-ați ieșit încă din atmosfera asta tensionată. Vedeți și în horoscopul săptămânii că acolo am vorbit și de un Jupiter conjunct cu Marte care acum intră în berbec și care, da, s-ar putea să aprindă bomba. Poate acum e pregătirea, se aprinde fitilul care va exploda cumva în weekend. Deci mare grijă până unde duceți tensiunea, conflictul, disputa, contradicția. E încăpățânare acolo. Fiecare o ține pe-a lui, fiecare are dreptate, se ridică tonul. Deci e o luptă, care pe care, dar din lupta asta s-ar putea să iasă la iveală și laturi neplăcute ale caracterului unuia sau altuia. Unii să mai uite de diplomație, de scrupule, de amabilitate și probabil se aprinde un foc acolo. Și focul ăsta, bineînțeles că poate să pârjolească pe unde trece. Și am ajuns și la pești, care pentru voi, da, Marte vă părăsește astăzi, ca și Luna. Deci din cât de multe planete ați avut înainte, gata, n-ați rămas decât cu Neptun de azi înainte, până prin octombrie, nu mai trece nimic pe aici. O să vă simțiți un pic al nimănui, așa. Vă lipsește nebunia de planete. Țineți minte că au fost 4-5 planete pe la voi, prin zodie, toate sau perindat pe aici, ceea ce a făcut din primele luni ale anului o adevărată telenovelă, o aventură. Multe s-au întâmplat. Pentru unii a fost obositor, poate nu vă place asemenea agitație, pentru alții a fost provocator, wow, ce interesant a fost perioada asta. E acum, dintr-o dată, e sentimentul ăla de cădere în gol. De la prea mult de odinioară, prea activul de odinioară, nu mai e atât de interesant. Încât începe să vă îndoiți. Știți cum e atunci când viața este foarte agitată, n-aveți timp să vă gândiți la alte prostii, cum s-ar zice. Vă gândiți numai cum să vă descurcați cu lucrurile alea
pe rol din viața voastră. E, când alea pe rol care v-au ținut în, în priză tot timpul se termină, deodată rămâne mintea voastră liberă să se gândească din nou la lucrurile alea care nu merg bine. Dacă nu mai e agenda plină de atâta treabă, începe să vă uitați așa în zare, începe să vă aduceți aminte tot felul de lucruri, să vă macine regretele, întrebările, îndoielile. Parcă vă plăcea atmosfera aia foarte agitată. Fără atâta nebunie, sunteți oscilant, sunteți fluctuant, emoțional probabil, schimbător, ba da, ba nu, să o fac, să nu o fac, din nou plin de suspiciuni, de întrebări, de indecizie. Poate chiar trebuie, sunteți pus în fața unei alegeri, unei decizii, ce să faceți într-un anumit plan al vieții. Dar opiniile, propriile voastre opinii, ba chiar și cele care vin din jurul vostru, sunt atât de contradictorii încât sunteți prins la mijloc, așa, între un da și un nu, între să o fac, să nu o fac. Probabil nu trebuie să luați deocamdată decizia, nu probabil, sigur, cât timp mai aveți un Mercur acolo retrograd, mai bine mai trageți un pic de timp, mai întrebați, să vă obișnuiți un pic fără această energie atât de vie care a fost în, în zodia voastră. Să se manifeste calmul, blândețea, liniștea pe care Neptun o să o reverse de acum în viața voastră, că doar el rămâne. Gata, ați scăpat de Jupiter, acum scăpați și de Marte, clar că parcă mai respirați un pic, repet, pentru unii o să fie plictisitor așa o atitudine, dintr-o dată, fără atâta adrenalină, în timp ce alții o să zică, bine că am scăpat, ce greu a fost, cât de intens am trăit primele luni, încât o să fiți așa 50-50, un pește o să se bucure, un alt pește o să regrete că s-au cam terminat episoadele interesante din telenovela voastră. Dar poate aveți și voi nevoie de o pauză. Asta este ziua de 25, sper că mi-a mers sonorul până la capăt și nu mă trezesc cu Mercur deasupra capului că mai filmez odată. Am să fiu mai atentă să-mi iau baterii de rezervă. Cam asta face Mercur. Deci aveți grijă la toate nimicurile, flecuștețele de zi cu zi, că acolo ne putem trezi cu surprize. O zi bună să aveți din toate punctele de vedere.